Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Am revenit la Cumpăna și revenim de fiecare dată cu plăcere pentru că aici găsim lucruri care se întâmplă în plus de fiecare dată când revenim. Mă bucur să am alături pe doamna primar Mariana Găjiu. Bun găsit, doamna primar. Bine ați revenit. Spuneam că mă bucur să revin aici pentru că văd lucruri noi de fiecare dată. Când veneam acum pe drum de la Constanța către Cumpăna, am văzut că ați pus tegulețe tricolore și stegulețele Uniunii Europene. Cumpăra în florește, se întâmplă lucruri, toate chestiile astea se fac cu niște bani mulți. Și atunci vă întreb, pentru că știu că ieri ați fost la București, de unde tot aduceți banii ăștia mulți pentru localitate? Eu am spus întotdeauna, menirea primarului, primarul nu trebuie să aibă altă sarcină decât să alerge să aducă finanțe în comună, să alerge să aducă proiecte în comună. Ce ați făcut la București mai exact? Vroiam să vă spun că de fapt noi continuăm ce tot am început de-a lungul anilor, iar stegulețele acestea pe care le-ați văzut dumneavoastră sunt împrospătate. Am primenit comuna, cum fiecare gospodar al comunei își primenește casa când are o sărbătoare. De ună zi, pe data de 15, Sfânta Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, Maica Domnului fiind prima ocrotitoare a comunei noastre, cea de-a doua este Sfânta Cuvioasa Parascheva. Deci pe 15 august comuna a fost în sărbătoare, chiar dacă n-a fost zi de sărbătoare, pentru că a fost Adormirea Maicii Domnului. Puțin însă, știu chestia asta, da? Însă noi de fiecare dată avem hram la Sfânta Biserică, prima biserică din localitate, și era firesc să împodobim comuna cu stegulețele noastre pe care le avem de-a lungul anilor expuse, cu văruitul bordurilor, al gardurilor, a tot ceea ce înseamnă curat. Ce face un om gospodar? Exact, ce face un om gospodar? Cum îți faci la casa ta, așa trebuie să te intereseze și în comună. Și tot îndemnăm locuitorii comunei Cumpăna de fiecare dată și dumnealor pe porțiunea de trotuar, chiar dacă nu există acel asfalt, acel trotuar, ci unii gospodari și-au amenajat singuri, alții așteaptă să rezolvăm noi problema comunei și o rezolvăm și pe aceasta cu trotuarele, își taie iarba, își văruie, își vopsește, așa cum se procedează. La București ieri, mulțumim bunului Dumnezeu, am avut o zi, cred eu, cu rezultate bune pe care le-am adus la cunoștință locuitorilor comunei Cumpăna, o parte dintre acestea, având în vedere că la Ministerul Dezvoltării, în urmă cu 3 zile, a fost aprobată lista sinteză și promovarea pentru licitații a proiectului de pietruire și asfaltare a 7 km de drumuri. Comuna Cumpăna, având proiectul deja aprobat încă din octombrie 2019. De alți 7 km care alți se vor asfalta, km. Se vor reabilita. Ei au fost aprobați încă din 2019 pe Fondul de Dezvoltare de Investiții. A fost publicat în Monitor Oficial, însă acest fond a fost dizolvat, a fost anulat acest program de către guvernul actual. L-au transformat în schimb în Program Național de Dezvoltare Locală 3, PNDL 3, și deja au început să supună licitațiilor aceste proiecte. Cu alte 7 km de drumuri continuă, acestea majoritatea se află în zona cunoscută sub numele de Dealul Spirii în comuna noastră. Unde mai exact? La intrare în comună, când intrăm pe partea stângă, sus pe deal, așa se vede, acela e cartierul Dealul Spirii, care și el este introdus în intravilan în anii 2005, 2007, 2008. Și de atunci încoace a fost adusă infrastructura de alimentare cu apă, de canalizare, de gaze, de electricitate, însă nu există drumuri. Și dumneavoastră știți că dacă nu există asfalt, nu ai făcut nimic. Acum, cu Dumnezeu și Maica Domnului, ne-au ajutat să fie aprobate și acestea și urmând să facem procedura pe care o știe toată lumea, de licitație, de tot ce înseamnă la nivelul comunei. Comuna nu are decât studiu de fezabilitate, urmează proiectul tehnic de execuție și licitația de construire. Când sperați să fie asfaltate aceste drumuri, să le vadă oamenii care, eu știu, vor, deci, să construiesc în anul 2021 zonă. Este anul în care ele vor fi asfaltate. 2021. Se poate spune că ați făcut iar drumul la Ministerul Anticamera, așa cum spunea un contracandidat al noastră, care spunea se duce și stă pe la uși. Păi dacă nu te duci să stai pe la uși,
Cum reușești să obții bani? Cum reușești să aduci bani în comună dacă nu stai pe la ușile ministerilor? Îmi pare rău. Dacă nu discuți cu miniștrii și dacă nu îi faci să înțeleagă importanța proiectelor din comuna pe care o conduci? Aceasta e părerea dumnealor. Și când nu au ce spune, când nu au concret lucruri reale a face, atunci se folosesc de fel și fel de tertipuri. Dar dumneavoastră știți că eu le răspund cu omenie, le răspund cu bun simț, cu respect, pentru că mă respect pe mine în primul rând și apoi pe ceilalți care gândesc că a face campanie electorală înseamnă a împroșca cu noroi. Locuitorii comunei Cumpăna merită tot respectul meu. De ce? Pentru faptul că și dumnealor își doresc ca despre comuna Cumpăna să se vorbească de bine, să se cunoască în țara întreagă unde există comuna Cumpăna și nu le este drag când este tot timpul folosit cuvântul Cumpăna în derâdere, în mizerie, în răutate sau mai nou în ură. Tocmai de aceea spuneam, nu trebuie să-mi fac fotografie de fiecare dată să dovedesc că am stat de vorbă cu primul ministru, cu ministrul Bode trebuia ieri, pentru că m-am întâlnit cu ministrul. Cum, nu v-ați făcut fotografie? Uitați că nu mi-am făcut, doar i-am informat pe locuitorii comunei Cumpăna că în mod special la Ministerul Transporturilor am mers să discutăm despre canalul Dunăre-Marea Neagră, despre malul stâng al canalului, mai bine zis. Și așa, acolo cu dumnealui, cu domnul ministru Bode și cu respectivii care de la departamentul naval, da, naval, care răspund de această lucrare, am aflat și am și informat că au fost aprobați marți, săptămâna aceasta, indicatorii economico-financiari ai întregului deviz de lucrări pentru consolidarea malului până la a consolida strada, deci efectiv casele oamenilor, ca aceștia să se poată reîntoarce în pragul iernii în casele dumnealor. Spuneți că până în iarnă ar putea să se întoarcă oamenii acasă? Ar putea să se întoarcă oamenii acasă. După etapele pe care mi le-a prezentat domnul ministru Bode ieri, având în vedere că acești indicatori economici au fost aprobați de Comisia Interministerială, va fi promovată urgent cu hotărâre de guvern pentru alocarea altor sume de bani, având în vedere că aceștia au fost aprobați și dumnealor, domnul ministru spune da, acum le dă drumul la lucrarea pentru pilonii, alți 200 față de cei 280 care au fost la consolidarea malului canalului. Vreau să vă întreb, chestia asta ține de Ministerul Transporturilor, era treaba lor să se implice, să o facă înainte să cadă malul. Ține de administrația canalelor navigabile, de toate aceste instituții care nu și-au făcut treaba, nu de primăria Cumpăna. De ce vă implicați dumneavoastră în această situație și sunteți atât de bătăioasă și de interesată să le faceți, deci, când este treaba lor și ei nu și-au făcut treaba? Domnul Boioglu, eu vreau să stabilim următorul lucru. Eu nu acuz pe nimeni dacă și-a făcut sau nu și-a făcut treaba. Nu, eu acuz că nu și-a făcut treaba. Vreau să vă spun că în ultima perioadă, de un an de zile, ACN-ul, directorul Georgescu, a fost umăr lângă umăr pentru a cere banii, pentru a depune documentele. Așa este, trebuiau să le facă înainte să se surpe. E adevărat, trebuia să facă înainte de a se surpa, trebuia să înțeleagă strigătul meu de disperare când vedeam cum le-ați se distanțează. Le-ați făcut dosare peste dosare, hârtii peste hârtii. Dar nu uitați un lucru, începând de la din octombrie, după ce am primit prima sumă de bani de 500, din septembrie era suma repartizată, în martie anul acesta, prefectul județului Constanța, domnul Nicolae, se implică. Deci vreau să vă spun că de asemenea cunoaștem de aproape problema și a fost la minister, a fost la domnul prim-ministru, deci nu e un lucru pe care eu să nu-l recunosc. Tocmai de aceea, pe mine mă interesează și mă duc atât de insistent pentru a-i vedea pe oamenii aceștia care au 8 case sunt evacuate în casele dumnealor. Deci ca primar vă interesează oamenii, nu neapărat lucrarea oamenii, în sine. Oamenii și bine, siguranța și caselor lor, corect. Dar bineînțeles și a vieții acestora, că nu am curajul să le spun veniți înapoi în casă. Cum să vin până când nu este ridicat să fie consolidată strada? Și până când o să stăm așa? Anul acesta se împlinește un an de când oamenii au fost evacuați din case. Cât să stea omul? Vă dați seama că e la fel ca suntem cu toții gospodari, trăim, fie că e apartament, fie că e casă. Dacă nu te duci, nu deschizi fereastra, nu ștergi praful, nu întreții, casa aceea se degradează. De ce să fiu acuzată că nu m-am implicat pentru a ajuta aceste familii? Chiar dacă nu era treaba noastră, v-ați implicat. Doamne, și asta e de apreciat. Există. Sunt oamenii comunei noastre și este treaba mea. Chiar dacă toată lumea spune de ce, pentru că drumul aparține
tot ACN-ului, că e drum de exploatare, dar e pe teritoriul administrativ al comunei Agigea. Este o altă anomalie care va fi rectificată. Deci rectificată ca și graniță, ca acel drum să fie pe teritoriul administrativ al comunei Cumpăna. Ca să puteți să investiți absolut, acolo, să putem investi. Noi, la rândul nostru, a fost firesc să mă îndrept, deci ca atare am putut informa locuitorii comunei Cumpăna că lucrarea aceea continuă, că lucrarea aceea va avea sursă de finanțare și va fi lanț ținută până la final, pentru că altfel nu se poate. Aceasta a fost prezența mea și discuția pe care am purtat-o cu domnul ministru al transporturilor, domnul Bode. După aceea m-am îndreptat către Compania Națională de Investiții, CNI-ul, cum este cunoscut pe scurt. Da. Acolo trebuie să căutăm sursă financiară ca împreună cu Raja Constanța să mutăm o stație de pompare tot de-a lungul aliamentului canalului Dunăre-Marea Neagră, să o mutăm într-o altă locație pentru a nu mai fi afectată niciodată acea stradă de rețeaua de canalizare. Și acea rețea de canalizare a fost realizată cu fonduri europene, ea a fost predată către societatea Raja Constanța, deci avem partenerul care trebuie să se implice în realizarea acestei mutări a rețelei de canalizare și a stației de pompare. Însă, când Raja Constanța are 7 județe în patrimoniu, eu aștept să vină să-mi găsească dumnealor sursa de finanțare să-mi termin lucrarea? Nu, lucrarea o vor face dumnealor, dar sursa de finanțare am mers pentru că ea trebuie făcută imediat. Să și nu mai avem motiv. Apelați la fondurile de la CNI. Exact, fondurile de la CNI, cu adresă înaintată și cu tot, fiind cuprinsă în lucrările de dezastre, situații de urgență, care ați văzut că s-au produs, din păcate, la nivelul țării și în urma inundațiilor care au lovit țara noastră. Tot la CNI, acolo, am putut să am informația de încheiere de lucrării de proiect tehnic la centru civic al comunei Cumpăna, aici în centrul comunei, unde a fost, este prima sală de sport din comună, construită în 2004 și este terenul, primului teren, suprafața de teren alocată terenului de fotbal. Acolo se construiește un parc. Un parc pentru comuna Cumpăna. Deci ne aflăm la finele proiectului tehnic de execuție, după care urmează susținerea de către CNI a licitației pentru construirea propriu-zisă a acestui parc. A nu se înțelege că se fac doar alei betonate. Nu, urâm lucrul acesta. Vrem spații verzi, vrem într-adevăr și alei, dar terenul să fie ocupat 70% de spații verzi. Totodată, tot de la CNI, noi avem în lucru un centru pentru tineret. 30 octombrie este termenul pe care constructorul îl va respecta. Trebuia să întârziaseră absolut, puțin și întârziaseră. Cumva de la spate. Păi altfel nu se poate. În fiecare zi, de la Serviciul Investiții și viceprimarul comunei merge, înregistrează, suntem ca la condică, da? Filmează, fotografiază câți oameni sunt în șantier, la ce etape lucrează. Transmitem online către Compania Națională de Investiții, care a susținut licitația, a încheiat contractul. Vă imaginați că sunt lucrări care, dacă nu ar fi urmărite și împinse de la spate, nu s-ar realiza, oameni buni. Tocmai de aceea, pentru mine, consider că este o zi importantă, mai ales că de la CNI a vestea, noi în urmă cu 3 ani, am depus proiectul pentru solicitarea. Solicitare, nu proiect, că n-avem noi, există proiecte cadru, proiecte standard pentru construirea unui bazin de not. În anul bazin de not la Cumpăna? Da, în anul 2011, dumneavoastră știți că s-a construit în guvernul PDL, ministru era doamna Udrea, cea de-a doua sală de sport. Sală care poartă numele Elena Frâncu, este situată de-a lungul șoselei Străjii. Lângă sala de sport, încă de atunci, am gândit și am vrut să construim bazin de not. Mi s-a spus că nu se poate două investiții de aceeași instituție, CNI-ul, sub umbrela Ministerului Dezvoltării, era și atunci, așa este și astăzi, să realizeze Cumpăna. După aceea s-a oprit construirea la țară a acestor investiții. Știți că se făcea atât acaz parcuri la țară, terenuri de fotbal în pantă la țară și uite așa, oamenii s-au retras și n-au mai pus bani pentru a se construi aceste investiții. Ele sunt foarte necesare și la țară, și în mediul rural. Tocmai de aceea, terenul pentru bazinul de not este îngrădit din 2011. Acum, deci de 3 ani, e depusă, revenit la solicitare, bazinul de not a trecut de
prima etapă de verificare, prima etapă de toate, a fost prins în lista sinteză. Acum suntem la stadiile de studii geo, de proiectarea tehnică a acestui bazin. O să întrebe oamenii, noi nu avem stradă asfaltată, ce ne trebuie nou bazin de înot? Nu. Și cum încurajați sportul, cum încurajați mișcarea, cum încurajați sănătatea prin toate chestiile deci astea? Exact aceasta fac. Cu cât au criticat dumnealor că nouă nu ne trebuie baze sportive, ce ne trebuie atâția bani investiți în sport, greșit, investim în sănătatea copiilor noștri. Investim de acum în această avere a noastră, care sunt copiii. Mai mult decât atât, bazinul de not îi antrenează trupul să se dezvolte odată cu mintea. Deci nu este niciun moft. Străzile merg concomitent a se realiza în comună. Tu mai ai spus că mai aveți încă 7 pe care le asfaltați. Paralel cu acestea. Ce în comună nu s-a asfaltat? Nu sunt programe de asfaltare în curs de derulare? Pentru că avem noi bază sportivă. Dar nu există în Constanța bazin de not făcut de primărie și va exista la Cumpăna. Deci el va fi construit la Cumpăna, bazinul de not, începând derularea procedurilor. Deci este în curs de execuție. 2021 va fi anul în care vor finaliza și licitațiile de construire și tot ceea ce înseamnă. Acestea le susține CNI-ul, Compania Națională de Investiții, Comuna Cumpăna fiind doar beneficiarul final, care bineînțeles vine cu parte de cofinanțare în ceea ce înseamnă infrastructură de apă, canalizare, gaze, lumină, pe care le avem deja aliniate, că doar există sală de sport, dincolo există stația de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Vă imaginați dumneavoastră că sunt proiecte la care am visat, nu știu cum să vă spun, încă din momentul în care știam la ce muncă mă înham, cum spune românul, ți-am pus pe umeri o povară. E o povară dulce, amară. De ce spun dulce, amară? Mi-e drag să rămână în urma noastră ceva. Și cu această ocazie răspund și locuitorilor care spun se făcea mai bine de altul. A, poate nu vreți să știți. Am avut la nivelul comunei, că doar suntem în campanie, sunt siderată, dar în același timp le spun. N-am intrat încă în campanie, nu, dar urmează. Urmează. Și campania nu se face timp de o lună. Campania se face, sau două înainte de alegeri. Campania se face timp de 4 ani prin ceea ce faci. Dar nu vreau să-i dau numele. Un coleg primar care vine de la un alt partid politic, bineînțeles, își lansează candidatul la funcția de primar și spune, la Cumpăna s-a construit haotic, mult și inutil. Au rămas locuitorii vecinii, pentru că vă dați seama, acela locuiește pe stradă cu mine. Lansarea și-a făcut-o în curte. Au venit și au zis, ne ducem peste ei. Și eu zic, stați liniștiți, oameni buni, lăsați să se desfășoare fiecare cu activitățile pe care le are fiecare. Nu trebuie să apelați la nici un fel de atitudine decât aceea de a dumneavoastră, că știți care e realitatea. Nimic altceva. Dar un coleg primar cu care tu ai mâncat o pâine dulce, amară, da? Vorbești, știe, împreună facem pașii pentru a obține proiecte, știe cum alegi la ministere, știe că ne-am mers împreună. Și tu vii și spui lucrul acesta. Am spus, Doamne, ce mici am putut deveni. Atât spun. O să fie mici în campanie și mici o să rămână și după alegeri. Vreau să intrăm într-un subiect, pentru că văd că aveți aici pe masă o grămadă de dosare și un subiect important pentru cumpăneni. Un subiect care știu că afectează oamenii zi de zi. Toți cei care au nevoie de aceste lucruri sunt afectați. Este vorba despre transportul în comun. Și mi se pare ideală soluția pe care ați găsit-o, și anume reușiți să rezolvați o problemă veche de, nu știu, cred că are 15-20 de ani, poate chiar mai mult, și anume aceea transportului în comun, legătura Constanța, dar și în interiorul localității, ați rezolvat-o cât se poate de elegant printr-un parteneriat cu CTBAS, compania de transport în comun din Constanța. Aș vrea mai întâi să explicăm oamenilor care este situația actuală cu transportul în comun în Cumpăna și cât sunteți de, eu știu, nemulțumită de ceea ce se întâmplă cu transportul comun în localitate în momentul de față. Deci eu n-am vrut decât atât. Am vrut să punctăm în această emisiune scurt dedicată transportului în comun. Pentru că vreau să mă folosesc de acest prilej și să mulțumesc locuitorilor comunei Cumpăna care au răspuns chestionarului pe care l-am transmis pe toate rețelele de socializare, chestionar cu privire la
modalitatea de desfășurare a transportului în comun. Aici avem, spre deosebire de alte localități unde locuitorii au fost mult mai interesați de transportul în comun, Năvodariu, Ovidiu, Cogălnicianu, la Cumpăna au răspuns 121 de persoane care au completat acest chestionar și a fost transmis prin e-mail la capătul aceluia, aflându-se CityBus Constanța, care centralizează toate cerințele cetățenilor noștri. Bineînțeles că eu am fost interesată și m-am dus și mi le-am luat ca să cunosc și eu care sunt doleanțele populației comunei Cumpăna. Cum trebuie să corectăm, da? Eu vreau să mulțumesc acestor locuitori ai comunei Cumpăna, care într-adevăr ne sunt parteneri de nădejde în tot ceea ce realizăm în comună, inclusiv transportul în comun. Ce au răspuns oamenii? Deci, oamenii sunt interesați de următorul lucru și vă și spun despre ce este vorba. Au fost întrebat în ce zonă locuiesc și au spus, fie că au fost pe strada Daliei, în centrul comunei, pe strada Ali Mănășteanu, în cartierul Radiocoastă, la intrare în Cumpăna. Deci în toate zonele localității. Cartierul, în zona de Aluspirii, în zona din, de la cimitirul creștin ortodox, în zona bazei sportive. Spun așa, îi interesează pe oameni dacă doresc autobuze, dacă doresc microbuze, dacă sunt mulțumiți de stațiile care există în localitate, dacă doresc înmulțirea acestora, care sunt propunerile dumnealor, dacă sunt mulțumiți de transportul actual și toți sunt de mulțumiți, dacă spun dumnealor rutele pe unde ar trebui să circule noul traseu City Bus, vreau să vă spun că și alte comentarii și observații. Cam așa arată rubricile. Vreau să înțeleg, dincolo de ce au răspuns oamenii, vreau să înțeleg. Noastră sunteți mulțumită, ca și om din Cumpăna, sunteți mulțumită de transportul în comun din localitate? Păi dumneavoastră credeți că aceste dosare pe care le aveți aici în față sunt ca urmare a nemulțumirilor pe care le am și eu ca și locuitor al comunei Cumpăna, împreună cu locuitorii toți care sunt navetiți. Ce se întâmplă acum? În primul rând, și eu v-am arătat dumneavoastră primele adrese din anul 2003. Deci de 17 ani faceți adrese către cine? Către Consiliul Județean? Consiliul Județean, care este cel care a contractat cu transportatorul. Ce v-au răspuns din 2003 până acum? Sau v-au deci răspuns dumneavoastră de... știți foarte bine că răspunsurile au fost și acelea, chiar dacă laconice, că există un caiet de sarcini pe care ARR-ul le-a întocmit, pe care le respectă și că trebuie să înțelegem că acesta este nivelul transportului la nivelul întregului județ. De ce la Cumpăna a trebuit să fie altfel? Ba chiar și la cei care verifică siguranța transportului de călători. Și dacă da? E prost în tot județul, trebuie să fie peste tot deci, așa? Deci, domnule, eu vă spun doar din punctul de vedere al pretențiilor pe care le are comuna Cumpăna. Suntem cam pretențioși. Bineînțeles că de aici am plecat spre București și de acolo, de-a lungul timpului, vreau să vă spun că dosarele acestea demonstrează că într-o oarecare măsură m-au înțeles și au introdus din anul 2005 nu numai microbuzele care existau din anul 1995, societatea de microbuze, ci mi-au dat voie ca să poată să participe la licitație și autocarele, care într-o oarecare măsură au mai descongestionat traseul, dar nici pe departe, nici acelea nu au reușit la orele de vârf, dimineața, după amiaza, în zilele de sâmbătă și duminică, autocarele nu circulă așa cum ar trebui să respecte în totalitate, ceea ce în continuare au creat disconfort. Astfel, dacă în anul 2007 România intră în Uniunea Europeană, deci am devenit membri ai Uniunii Europene, în anul 2008 adresez către Consiliul Județean, către Asociația de Dezvoltare Zonală Metropolitană Constanța, cerere pentru urgentarea înființării transportului metropolitan, unul din obiectivele zonei metropolitane în toată Uniunea Europeană, nu doar în România. Deci, vedeți aici, 31 ianuarie 2008 scrie, am și publicat-o, am și vă rog să o filmați, că nu există ca transportul în comun să fie o problemă care să nu se fi interesat de ea omul Marian Agâjul, pentru că e locuitor
și abia apoi primarul. Tocmai din 2008 au trecut 12 ani. În 12 ani, de ce nu a intrat compania, eu știu, o companie de transport metropolitan sau eu știu ce, TBAS, până acum? Care credeți că au fost cauzele acestei întârzieri? Cauzele au fost poate că și de natură legislativă, că în România nu era ferată încă această activitate de transport metropolitan. S-a încercat în București, în Ilfov, după care a fost anulată. Există la nivelul altor zone metropolitane, Oradea, Clujul, îmi amintesc că au înființată, acum Aradu la fel, acum noi, pentru că vedeam că nu și nu, nu mai era de ajuns să avem doar un traseu, centru comunei, comuna dezvoltându-se și lateral. În momentul în care am reușit să avem asfalt în localitate, am introdus un traseu, prima dată pe partea dreaptă a comunei, un traseu unde microbuzele au putut să acționeze, respectiv 2012. În 2015 am înființat cel de-al doilea traseu, în 2015, unde autocarele operau în partea stângă a comunei, pe partea geamiei, iar microbuzele pe partea primăriei, să numim așa, pe dreapta a șoselei Constanța. Unim în anul 2015, deci făcând cele două trasee din 2015, acum în 2020, prin hotărâre de Consiliul Local, la 31 martie, unim cele două trasee și facem unul singur. Și microbuzele și autobuzele circulă pe același traseu care cuprinde ambele zone. De ce? Pentru a putea să suplinim, dacă vreți, și mijloace de transport unul după altul, autocar mare, microbuzul de 16 locuri, dar pentru că microbuzele sunt într-o stare deplorabilă. Eu sesizez că suntem în continuare nemulțumită de situația. Da, sunt nemulțumită și mă mir că dumnealor sunt foarte supărați că Mariana Gâjul, primarul de la Cumpăna, este un susținător atât de insistent, să spun așa, incisiv, pentru înființarea odată a acestui City Bus în cele patru localități pilot. Dă spun de ce? De ce? Am spus din capul locului, domnule, City Bus-ul nu înlătură pe proprietarii aceștia de transport privați și dacă Consiliul Județean organizează licitații, nu au decât să participe la licitații și să fie pe teritoriul comunei. Până la urmă, oamenii trebuie să aleagă. Dacă, exact. Dacă omul este mulțumit de calitatea unui serviciu, îl va alege, se va urca în autobuzul, nu neapărat legat de preț. Poate plătește cu un leu mai mult, dar are condiții decente, are curse regulate, se poate baza că ajunge la muncă la timp în Constanța sau ajunge acasă mai repede și așa mai departe. Deci, tocmai de aceea, știți foarte bine că după ce am avut întâlnirea cu primarul municipiului Constanța, domnul Făgădău fiind cel care împreună au înființat City Bus-ul la nivelul municipiului Constanța, s-a dovedit a fi viabil, s-a dovedit a fi acceptat de cetățeni și s-a constituit, deci sunt pași legiferare în situația în care juridic, cu personalitate juridică, se înființează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI, de transport. Acestea va fi finalizată până la finele acestui an. Pentru că vă imaginați că în funcție și de răspunsurile pe care populația localităților celor patru o transmit, știu și dumnealor ce aprovizionare, ce achiziție de mijloace de transport noi, de resursă umană, pentru că, slavă Domnului, bază de service au acolo unde este sediul vechiului RATC. Înțeleg că vor să aducă chiar și autobuze electrice. Asta ar însemna o reducere a poluării. Absolut. Toate aceste microbuze, autocare și așa mai departe scot, mai ales dacă sunt mai vechi, nu mai zicem ce fum, ce scot, ce noxe. Și atunci contează foarte mult și la, eu știu, eliminarea poluării din localitate. Deci eu am vrut, pentru că mă interesează foarte mult transportul elevilor. Transportul elevilor să fie gratuit și de la Cum până la Constanța și retur. Mă interesează transportul persoanelor vârstnice, a veteranilor de război. În același timp, mă interesează transportul chiar pentru sezonul turistic. Nu trebuiască să-mi tremure sufletul că primesc telefon că
nu au cu ce să vină acasă. În momentul în care, numai puțin, mă scuzați. În momentul în care pornești cumva de la ideea asta de transport în comun, transportul în comun în Constanța, în momentul de față, își schimbă cumva tot aspectul. Sunt autobuze noi, au pornit pe ideea asta de autobuze care poluează mai puțin, vor merge către autobuze electrice, așa cum se întâmplă în vestul țării. Toate aceste lucruri vor fi, mutate sau extinse la nivelul mai multor localități din jurul Constanței. Ce m-a surprins este faptul că au gândit treaba asta și nu e legată de un partid anume. Pentru că la Ovidiu, de exemplu, unde se va întâmpla extinderea, e un primar liberal. La fel cu Ogălnicianu. La fel cu Ogălnicianu. Și atunci, dacă toate aceste lucruri se întâmplă dincolo de partide și de, opțiunile politice ale fiecăruia, se întâmplă cu siguranță pentru binele locuitorilor, pentru binele cetățenilor. Spuneați că vreți transport gratuit pentru elevi și pentru bătrâni. Aceste lucruri se întâmplă deja în Constanța. Se vor extinde și la nivelul cumpenei? Da, eu aceasta îmi doresc. Îmi doresc aceasta și vă spun pe ce mă bazez. Chiar dacă noi mai avem obiective de infrastructură de realizat, mă refer la pietruire de drumuri, la trotuare, unde avem obligativitatea cofinanțării. Dar nu uitați că până în acest moment, în 20 de ani, la Cumpăna s-a construit în infrastructură educativă, infrastructură socială, de sănătate, sportivă. Încet, încet, investițiile acestea noi ni le-am acoperit. Da, mai avem. Nu spun nu, mai avem căminul de bătrân pe care vrem să-l facem, mai avem parcul de distracții pe care vrem să-l facem, micul Tivoli, mai avem, repet, dar nu atât de mult cât aveam în momentul în care în 2000 nu existau decât 5 km de asfalt, azi vorbim de 80 de km de asfalt în localitate, când nu aveam gaze, când nu aveam, încet încet le-am adunat, acum mai avem porțiuni mici de extindere ca să acoperim tot perimetrul comunei, care este în intravilan în acest moment. Deci, ca atare, o să ne permitem să avem calcule în ideea în care să acoperim și noi acest transport al elevilor, al persoanelor vârstnice, așa cum face un oraș sau un municipiu, că în Constanța nu știm încă în ce măsură, corect, clar, să dea Dumnezeu și Maica Domnului să se realizeze odată ADI cu personalitate juridică, să fie dotare și să fie viabil, adică funcțional transportul ca automat, încet, încet, cum am făcut cu toate celelalte, pe parcurs noi le realizăm. Acesta este obiectivul nu de un an, nu de doi. Sunt oameni care spun, am scris noi semnături, de aia să face City Bus-ul. Am văzut din 2007. Bă, omule, bă, oare unde erau contracandidații sau oamenii care au strâns semnături în 2007? Bineînțeles că nu erau în comuna Cumpăna, pe bază de documente, nu pe vorbe, dar nu are importanță. Dumneavoastră, cum să vă mirați și dumneavoastră că nu e gândit politic ADI acesta? Păi este un obiectiv care privește dezvoltarea întregului județ, care reprezintă nivelul de trai al locuitorilor noștri. Dumnealor, eu nu știu dacă, cum aș putea eu să gândesc pe culori politice dezvoltarea unei zone sau a celeilalte. Păi înseamnă că... Nu, dar simplu fapt că sunt liberal la Ogălnicianu și Ovidiu, Doamne, arată că și, social-democrați la Cumpăna sau în alte locuri, sau în Constanța, arată că dincolo de culorile politice, oamenii sunt interesați să facă chestii pentru oameni. Și mai arată ceva. Nu se gândesc la dezvoltarea urbană doar, ci și ruralul. Deci, atenție, e foarte important ce spun. Deci nu interesează doar la orașe, în municipii și orașe să fie, că restul de la țară, lasă-mă că ea poate să meargă și cu rata. Nu. Deci asta este important. Eu aștept momentul în care poți să te urci într-un autobuz electric de la Cumpăna, de la cap de linie în partea cealaltă a localității și să mergi până la Ovidiu sau până la Cogălnicianu cu un autobuz care nu poluează, un autobuz care ajunge la timp acolo unde trebuie să ajungă, să ai o aplicație pe telefon prin care poți să plătești biletul, să vezi traseul exact și așa mai departe. Vor fi și la noi. Vor fi și la noi în țară, cu siguranță, și la noi la Cumpăna. Pentru că, vedeți, noastră, stația PECO pe care Cumpăna, primăria și în Consiliul Local au demarat deja cu proiectul și cu toate cele la intrare în Cumpăna, e prevăzută și cu stație de alimentare a energie electrică. Deci nu numai pur știți, și simplu. Știți câte cereri veți avea oameni care vin pe autostradă și vor avea nevoie să-și încarce mașinile? Haideți mai ales că spun. Faceți descărcarea asta de pe uitați, autostradă. Uitați, a deschis discuția autostradă. Păi acela este... Chiar că nodul gordian pentru Mariana Gâjul, oamenii aceia i-am disperat la CNAIR, ieri fiind la Ministerul Transporturilor, prima grijă a fost cu canalul, că aceea este durere, vă dați seama,
și apoi nodul de descărcare. Ce v-au spus despre autostradă? Nodul de descărcare era la financiar, trecuseră de toate etapele de verificare tehnică, pentru că este o ofertă. Trebuia să fie semnat la 14 august. Au ajuns la finalul evaluării, la financiar. Săptămâna viitoare voi fi chemată la București când semnează contractul pentru el. Vă imaginați că, spuneam, da, nu mai vine mie să cred, da? Zic, domnule, dacă eu sunt aici, am discutat cu directorul general de la CNAIR personal și cu cel care se ocupă de directorul de compartimente de proiectare, de evaluări, de toate cele, la achiziția publică. Și am spus, doamne, nu-mi spuneți că le amânați de pe o zi pe alta. Și pe bună dreptate mi-au dat explicația, doamnă, la nivelul țării au fost deblocate proiecte de peste 100 de kilometri de autostrăzi, care fiind atât de importante, au trebuit să fie prioritare ele. Și eu ce pot să răspund? Și eu la rândul meu mă uit care sunt cele mai... le prioritizează. Pentru cumpăneni e prioritar și asta. Pentru mine este vital, vă imaginați, însă nu e important doar ce realizez acum, în mandatul acesta al meu. Important este să se realizeze pentru cumpăneni, așa cum ați spus dumneavoastră. Unii critică că ce ne trebuia nod de descărcare, că ce ne trebuia aglomerarea în continuare a șoselei. Păi stai, omule, zic că nu trebuie să gândești așa. Când o să-ți vină turiști aici și o să-ți aducă bani în localitate, când o să-ți vină oameni care intră să-și încarce mașina și mai cumpără ceva de la magazine, lasă bani în comună, toate aceste lucruri vor ajuta comuna să se dezvolte mai departe și toate lucrurile astea vor avea un efect pe termen lung. Nu e pentru ce mâncăm astăzi, ci pentru ce mâncăm 20 de ani de acum înainte. Și proiectul despre care am mai discutat la CNAIR, că dumneavoastră mi-aduceți aminte de el, eu mi-am dorit să vorbesc azi doar despre transportul în comun, la CNAIR este cel pe care l-am depus anul acesta pe ordonanța de urgență 101/2020, care se referă la extinderea carosabilului 39E, șoseaua aceasta Constanței care străbate comuna, de la canal până la pe teritoriul administrativ al comunei Cumpăna. Extinderea carosabilului cuprinde și realizarea rețelei de canalizare pluvială și realizarea iluminatului pe șoseaua Constanței, iluminat stradal, la treceri de pieton, așa cum se cere civilizat, dar și pista de biciclete atât de dorită de tinerii comunei Cumpăna. Este un proiect major. Va include și partea de trotuare, de care eu știu... Dacă mergem la extindere, s-ar putea să afecteze și partea de trotuare existentă și să trebuiască să fie... Abia aștept proiectul. Este la proiectare și suntem în parteneriat administrația publică locală, Ministerul Transportului, prin departamentul CNAIR. Și îmi place că unii se laudă că le vor face, dar dumneavoastră deja le aveți în proiectare. Dar ele sunt în proiectare, deci eu ce pot să spun? Există documente. Cum poți să te lauzi cu ceva ce vei face când acest lucru poate fi verificat, că este deja în proiectare, este deja depus proiectul de nu știu când și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri care se întâmplă și te lauzi cu ele în campanie că le vei face? Deci, oameni buni, eu de-a lungul anilor m-am obișnuit, însă trebuie să recunosc că mai murdară campanie ca aceasta chiar n-am întâlnit. Pe mine mă surprinde că nu doar cei care au venit în comună și care nu știu cum era comuna înainte comentează negativ, cei care sunt născuți, crescuți aici, pentru că privesc ochelari de cal și că sunt habotnici pe culoare politică, pot să comenteze negativ și uită că însuși acel om, da, este cel care s-a plâns până în momentul când a venit canalizarea, gazele, lumina altfel decât era, asfaltul, dar condițiile pe care le-am creat pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, că nu pentru mine. Le-am creat cu toții și nu primarul Marian. Oamenii le văd. Nu le vede. Spune ce le-ai făcut cu banii tăi. Nu, bineînțeles, dar eu am alergat pentru ei. Eu, mie îmi place ce fac. Fac cu tot sufletul. Mi-am neglijat familie, copil, n-are importanță. Mie mi-ar plăcea să-i duceți în localități din județul Constanța unde nu există asfalt. Și nu numai județul Constanța, sunt și alte județe unde nu există canalizare, unde nu există săli de sport, nu mai vorbesc de săli de sport, de centru civic, nu mai vorbesc de toate aceste investiții care au fost făcute la Cumpăna, să compare oamenii ce se întâmplă aici, ce se întâmplă în alte locuri. Și acolo au fost bani, și acolo au fost bugete, și acolo au fost administrate de primari de diferite culori politice, dar
Se vede ce face, știți cum e, omul gospodar poate să-și facă curățenie în curtea lui și fără să apeleze la primărie. Nu are nevoie de primărie pentru a-i aduna iarba din fața curții. Dar omul care nu vrea să facă, mai degrabă postează pe Facebook, ia uite, primăria nu curăță buruiala. Da, cam da. Asta e diferența între omul care spune că el va face, va dege, și între omul care poate tace sau nu tace, depinde de dumneavoastră cum vorbiți despre aceste lucruri, dar le aveți proiectele făcute, aveți dosare, aveți hârtii din 2008 făcute pentru ceva cu care ei se laudă în aceste momente. Eu nu vreau să mă laud. Pentru mine vorbesc faptele. Eu nu vreau. Pur și simplu am pus, deci administrația publică locală, nu Mariana Gâjul PSD, nu PSD-ul, administrația publică locală Cumpăna, niște afișe unde am arătat imaginile ce se afla în 2000, ce exista în trecut, ce s-a realizat în anii aceștia. Care cu fonduri europene, care cu fonduri locale, care cu buget național. Care cu drumuri la București dus întors la fiecare câteva zile. Acela este munca primarului. Un coleg primar, indiferent de culoarea politică, poate să recunoască. Eu n-am stat la birou și am așteptat să-mi vină proiectul. Nu, n-a mers colegul primar, a mers viceprimarul și tot le-a rezolvat. Au fost situații și avem în județul Constanța viceprimăriță chiar, vrednică foc, care aleargă și se duce în toate direcțiile. Primarul doar putea dădea telefoanele și le rezolva. Sau el, primar, și asta chiar și 3 zile în București, ca să nu te duci, du-te vino. Păi când te duci o zi la București, faci 5 ministere. Dar mie îmi place ce fac și le fac cu tot sufletul, că mai avem nevoie în comună. Chiar spunea un, domnule, dar ce-ți trebuie? Tot un locuitor al comunei, du-te acasă la pensie. N-am terminat încă. Copiii și nepoții noștri mai au nevoie de investiții pe care le vom avea aici, împreună. Vreau să vă întreb la final așa. Toate aceste lucruri pe care le faceți, e clar că sunt în folosul locuitorilor. Atunci când vedeți toate aceste lucruri cu care se laudă unii și alții și știți că le aveți în proiect, știți că sunt în desfășurare, știți că vă zbateți de, eu știu, 2, 3, 5 ani să faceți finanțare. Cum priviți toate aceste atacuri atunci când ele vin de la niște oameni care nici măcar nu s-au interesat dacă proiectul respectiv a fost sau nu depus? Păi ce trebuie să le răspund? Am scris un pliant, un proșurică, în care am spus ce s-au realizat din 2000 până în 2020. Ce exista în 2000, ce există în 2020. Că 21 de proiecte cu fonduri europene, numai cu fonduri europene, 21 de proiecte la nivelul comunei, cu 39 milioane de euro, a situat comuna Cumpăna pe locul 5 din 2863 de comune ale României. Deci, am arătat că muncim, că nu am dormit, că nu ne-am plimbat, că am muncit, iar primarul, munca sa, aceasta este să alerge, să aducă bani. 39 de milioane de euro? Da, da, e adevărat. Mandat după mandat, da? Încă din 2003, fondurile de preaderare, Sapardu, și știu, sunt oameni în județ care cunosc lucrul acesta, extinderea rețelei de alimentare cu apă în Sapard, 21,7 km de canalizare. Vă imaginați, pe noi vorbim de o localitate care nu avea canalizare decât pe șoseaua principală, că erau blocurile, sau pe șoseaua Limănășteanu, unde venea de la IAS. Noi vorbim despre canalizare, repet, în toată comuna. Deci nu exista. Sau gazele. Am depus proiectul în 2005, în 2007 am început lucrările, în 2009 date în folosință. Deci vorbim, 70 de kilometri de gaze. Poate unii spun, ce a făcut mă 70 de kilometri? Nimic. Nu e chiar nimic. Deci nu știu cum să vă spun. Omul ăla care dă drumul la Aragaz sau la centrală și are gaze fără să mai aibă grijă a cărbunilor, lemnelor și așa mai departe, omul apreciază. Chiar dacă nu recunoaște, cu siguranță apreciază. Noi avem acum în lucru rețele electrice de efectuat. Sunt depuse de 5 ani proiectele. Cum, nu le faceți în campanie cu o lună înainte? Doamne! Așa cum spun unii? Doamne! Deci noi lucrăm în permanență, încă din prima zi după ce s-au terminat alegerile. Lucrările au continuat. Asta înseamnă că și după alegeri veți avea la fel de mult de muncă și eu vă doresc multă putere să dregeți pe toate la capăt. Eu vă mulțumesc și îmi pare rău că n-am ieșit astăzi pe teren ca să vedeți cum prinde contur acel centru de tineret. Haideți să-l vedem luna viitoare când venim la noastră din nou și să vedem ce se întâmplă acolo, pentru ca oamenii să înțeleagă că lucrurile astea nu se fac pentru un primar sau pentru un viceprimar, se fac pentru ei, pentru că ei se vor bucura de toate acele lucrări. Da, așa este.
Așa este, vom vorbi și despre aceste lucruri la fața locului. Mulțumesc mult, doamna. Și eu vă mulțumesc. Sănătate! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Așa cum ați văzut, la Cumpăna se întâmplă lucruri. Doamna primară a vorbit de 39 de milioane de euro strânse, adunate în toți acești ani de mandate. O sumă cu care nu se poate lăuda probabil niciun primar din județul Constanța, sau dacă sunt primar în județul Constanța, mai sunt colegi, e adevărat, dar sunt, este o sumă imensă adusă în localitate și folosită în interesul localnicilor. Cam atât de la Cumpăna, vom reveni aici pentru a vedea și pe teren ce se întâmplă. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.